Organizația studenților din Universitatea de Vest din Timișoara organizează cea de-a 22-a ediție a Student Fest. Din 1992 încoace, Student Fest asigură un mediu propice dezvoltării personale a tinerilor artiști și o platformă de educație non-formală prin care ei pot participa la mai multe workshop-uri din diverse domenii artistice. Pentru Student Fest Paradox, cea mai reprezentativă pot spune că este experimentarium, pentru că este chiar la granița dintre artă și știință și îmbină perfect aceste două lucruri. Alte secțiuni pot fi literatura, artele plastice, designul vestimentar, sunt și, de asemenea și activități deschise, cum ar fi concertele, expoziții de artă, conferințe. Deși Student Fest este un eveniment de proporții, la care se estimează că vor participa până în 3.000 de studenți, 10 din cele 13 secțiuni vor fi coordonate de studenți care sunt pentru prima dată implicați în organizarea unui astfel de eveniment. Numărul pentru workshop-urile închise este undeva la 300, iar în total sperăm să ajungem la 2.000-3.000 de studenți care să fie atrași de acest fenomen numit Student Fest. La toate activitățile din cadrul Student Fest Paradox 2013, accesul participanților sau al publicului va fi gratuit.